dublă sărbătoare în familia noastră astăzi. Cezar, care a împlinit un an, și Silviu, câți care a vrut el. Împlinit câțiva ani. Da, suntem fericiți. Nici nu ne dăm seama când a trecut un an. Anul trecut, pe vremea asta, eram la maternitate. Cezar este un copil care se bucură de când se trezește până se culcă, este zâmbitor, bucuros de lume nouă, de oaspeți. Să fiu alături de ea, mai ales într-un moment atât de important. Am fost și la nuntă, acum la turtă și mai ales că se apropie și turta fetiței noastre, Zenaida. Ai venit așa să vezi cum se prezintă ginerele. Sunteți... Ei, mai glumim noi pe seama asta că ne încuscrim cândva, dar viața nu știu unde te duce și vom fi doar niște... bătrânici în parc și o să privim la copiii noștri cum probabil se distrează separat. Zicea că e curioasă ce o să aleagă cel mic de pe tăviță. Banii, normal. Banii te scapă din orice situație. Cu bani îți cumperi confortul, cu bani îți cumperi hrana, cu bani faci absolut orice. De ce să fim ipocriți să spunem că banii nu ne ajută? Ba da, banii ne ajută și la parcare. Dacă vrei să parchezi, trebuie să dai niște bani. Toată lumea a așteptat cu emoție momentul în care micuțul sărbătorit a ales de pe tavă obiectele care se spune că îi vor trasa viitorul. Bravo, bravo! Ce are lumea asta, domnule? Da, ce parcă noi... Ați văzut ce a ales de pe tavă, da? A ales mașinuța, a ales avionul și cheile de la mașină. Deci e clar al nostru, nu? Te-ai bucurat foarte tare când a ales avionul. Da, m-am bucurat foarte tare pentru că, sincer, mi-aș dori să devină aviator. Mi-ar plăcea.